se deschide cu un cuvânt numit în loc de prefață al lui, al supraviețuitorilor din acest tandem, Remus Valeriu Georgiou. Și aș vrea să vă citesc un singur fragment. Cred eu, caracteristic pentru Mircea Buliciuc. După ce vorbește, citează din necrologul pe care l-a publicat la vremea respectivă, Valeriu spune așa: am întârziat cu necrologul meu pentru că, la fel ca acum, nu știam ce să scriu. Mircea, care și-a dorit mult această carte, mereu zicea: cartea aceasta de interviuri va fi cartea vieții mele. Mă dorea într-una, iar eu nu știam de ce. Probabil că el presimțea că îi se apropie sfârșitul. De aceea și repeta într-una acele expresii amintite: eu n-am să trăiesc mult sau voi muri repede, eu sunt păcătos. El, omul cel mai ușor la suflet pe care l-am cunoscut vreodată, care se ruga și la prânz când stătea la masă și seara înainte de culcare, fără a fi efectiv un credincios practicant. Trei secțiuni are cartea. Și anume, prima, din interviurile României literare. Și acestea sunt interviurile pe care ei împreună le-au pregătit și le-au luat un număr de 11 personalități. Ungureanul nostru, Cornel Ungureanu, Livius Ciocărlie, Mihail Ursache, Șerban Foarță, Adrian Popescu, Petru Popescu, Adrian Dinu Rachieru, Magda Ursache, Teodor Damian, Eugen Dorcescu și Gheorghe Grimburcu. Ocupă cam 100 de pagini din această carte de 200 de pagini. Deci, cele mai multe pagini sunt ale acestor 11 scriitori. Urmează secțiunea a doua, interviuri pe care le-a luat Constantin Buiciu. Cele mai multe singuri. Pe aici, pe acolo, mai apare câte un colaborator. De pildă, Adrian Albaniu a participat la interviul luat Anei Blandiana și Romulus Rusan. Simona Avram la interviul luat Eugen Todoran. Dorin Murari la Mircea Pora. În total, 18 personalități intervievate de Mircea Buraciu, am avut un elev Buraciu și de-aia e confund Mircea Buraciu. Iar astea pe 50 de pagini și mai 50 de pagini au rămas la dispoziție și lui Valeriu Georgiou. El a stat de vorbă cu Ioan Alexandru, Adriana lui Gheorghe, Paula Rețu, Iosif Caraiman, Dan Romașcanu, Sabin Opreanu, Luiza Carol și Aleș Eugen Dorcescu. În total, 37 de personalități. Interviurile sunt mai multe, că povoram de două. Dorcescu. Deci, mai mult cu 9 decât la Felix Aderca. Pe noi, ca lugojeni, ne interesează în mod deosebit lugojenii care figurează aici. Nicolae Breban, pe care noi trebuie să ne revendicăm oricând. Dan Florița Seracin, și mă bucur
că Dan Florița Seracin este în această carte de interviuri. Sau cei care țin cumva de gruparea de la Lugoj, prin faptul că vin destul de des la Lugoj. Cornel Ungureanu este născut chiar la Lugoj. Deci el deschide cartea. Ioan Temora a trecut pe aici, se simte mai bine ca un consul din Franța, pe unde se află la ora actuală. Toclin de la Leșița, Mircea Pora vine frecvent, Viorel Marimeasa vine tot timpul la noi, Radu Paraschivescu, de asemenea, Lucian Alexiu trece de spera Lugoj și iată, vecinul nostru de la Caransebe, Iosif Caleiman, Sabin Opreanu, regretatul Sabin Opreanu de la Herculane. Deci n-au scăpat interesului celor doi autori ai cărții aceste nume, a spune, foarte importante ale literaturii, cel puțin din Banatul nostru, dacă nu și la nivel național. Mi-ar fi plăcut să... Cât timp am? Citesc ceva din Eugen Dorcescu. Prima, pagina 87. Poate inspirat felul în care ei au ales titlul meu acestor interviuri, citând din răspunsurile celor intervievați. De la Eugen Dorcescu, omul, cea mai tragică fractură din univers. Ma, interviul acesta a fost publicat chiar în revista Banat, cititorii revistei Banat, care și-a deschis paginile pentru interviu și altora. Poate își mi-aduc aminte, au citit cumva în acest interviu. Nu toți cei din sală, însă cred că au avut ocazia să-l citească și o să vă dau câteva fragmente.